Bună ziua tuturor, bună ziua stimați ziariști, bună ziua dragi moldoveni. Zilele acestea am efectuat o vizită în Statele Unite ale Americii, unde am participat la Convenția Națională a Republicanilor, în cadrul căreia Donald Trump a acceptat nominalizarea la postul de președinte al Statelor Unite. Și pentru că am făcut un drum atât de lung, pentru că am ajuns peste ocean, m-am gândit să-i aduc doamnei președinte un cadou de preț, și anume o carte. O carte cu Donald Trump, o carte pe care, dacă o va răsfoi, va afla lucruri importante despre democrația adevărată, despre cum trebuie să fie aceasta în realitate. Astfel, poate va înțelege că cu oponenții politici trebuie să te bați bazându-te pe conținut, bazându-te pe programe, bazându-te pe narrative, nu cu cenzură, nu cu dictatură voalată, nu cu punerea călușului în gura presei, umblatul pe la ambasade cu lista loialilor care pot beneficia de granturi, dar și cu lista neagră a indezirabililor, adică a celor ce îndrăznesc să aibă o altă opinie decât cea a guvernării incompetente. Revenind la vizita făcută în Statele Unite ale Americii, trecută sub tăcere și o misiune bine pusă la punct de supraveghetorii puterii, moldovenii le mai zic smătreașie, ca pe timpul regimului oligarhic, țin să vă informez că în urma discuțiilor pe care le-am avut acolo, întreținute cu guvernatori, congresmani, oameni de afaceri, avocați, diplomați, pot spune că am aflat mai multe lucruri noi despre modul în care vede Partidul Republican viitorul și colaborarea lui cu Europa și cu Moldova. De ce aceste teme extrem de importante și interesante nu au făcut obiectul unei știri echidistante, dacă nu despre opiniile mele, barem ale fruntașilor clasei politice americane, de la care Republica Moldova, toate guvernările ei, mereu cere bani, mereu cere ajutor. Dacă ar fi procedat conform valorilor europene și occidentale, decidenții de la guvernare ar fi aflat că, din punctul de vedere al interlocutorilor mei de peste ocean, cuvântul de ordine e: faceți voi ce trebuie la voi acasă și noi vă vom ajuta. Accentul, observați, e pus pe faceți voi. Nu mizați ca totul să vină de la noi. Noi nu putem adopta reformele pe care trebuie să le promoveze și să le implementeze guvernanții și clasa politică din Moldova. Am fost bucuros să aud asta, pentru că, spre deosebire de guvernarea PAS, care vinde moldovenilor baloane umflate cu iluzii, eu cred asemenea partenerilor americani că doar reformele sistemice și profunde vor putea aduce Moldova în primul rând, adică acolo unde se află statele cu democrație funcțională. Da, Statele Unite ale Americii vor susține în continuare Republica Moldova cu posibilitățile de care dispune. Ne va ajuta ca țara noastră să se dezvolte economic, ca moldovenii să trăiască mai bine. Dar există un mare dar. Trebuie să ieșim din secolul trecut, din URSS, să depășim mentalitățile de sorginte sovietică. Pentru aceasta avem nevoie ca aici, la noi acasă, să edificăm și să trăim într-un stat cu adevărat democratic, în care libertatea de expresie să nu rămână doar scrisă pe hârtie. Avem nevoie de o țară în care mediul privat, libera inițiativă să fie încurajată inclusiv cu facilități fiscale, iar investitorii străini și autohtoni, oamenii de afaceri, să nu fie hărțuiți și supuși presiunilor sau unii dintre ei chiar ostracizați, nevoiți să părăsească Moldova. Avem nevoie de un mediu concurențial corect, nu de favoritisme. Avem nevoie de presă liberă care să nu scrie la comandă, de ziariști care să nu mai execute ordinele celor care îi tutuiesc și îi tutelează. Nu transmiteți ceea ce declară și face Năstase sau un alt politician din opoziție. Ori, așa cum explicam mai sus, exact asta s-a întâmplat recent,
În timp ce presa americană a publicat pe zeci de surse media informația despre vizita mea în Statele Unite ale Americii, presa finanțată din banii publici, din banii contribuabililor moldoveni, la fel ca și presa finanțată din banii occidentali, din banii contribuabililor europeni și americani, pentru a promova democrația, transparența, pluripartitismul, nu au scris și nu au spus oamenilor din Moldova niciun cuvânt despre participarea mea recentă la Convenția Națională a Republicanilor din Statele Unite ale Americii și nici despre cea programată în august la Convenția Națională a Democraților. Spun aceste lucruri în speranța că donatorii, finanțatorii externi vor reacționa la aceste derapaje impardonabile. Vor discuta cu beneficiarii de finanțări din contribuțiile cetățenilor europeni și americani că nu e corect să faci partizanat politic pe banii contribuabililor tăi și a celor străini, ascunzându-te în spatele puterii și făcându-i jocurile periculoase pentru supremația legii, dreptul la libera exprimare și alte valori despre care doar vorbește puterea și nu le respectă. Avem nevoie de eradicarea corupției. Nu avem nevoie de guvernanți care aranjează și manipulează licitații, de ne pomenim cu firme controlate de oligarhi care câștigă aceste licitații. Totodată nu avem nevoie de legi special ticluite pentru a transmite aeroportul celui care dă șpagă mai mare, șpagă pentru specimene cu cele mai înalte funcții în stat. Îi rog pe oameni să-și amintească despre implicarea de-a lungul timpului în dosarul aeroport chiar a actualei președinte. Repet, implicarea actualei președinte în dosarul aeroport, contribuția ei la starea de azi a lucrurilor. E timpul să înțelegem că nu poți lupta cu corupția stând cu aceasta la masă. Avem nevoie și de ONG-uri, dar de ONG-uri independente de guvernare, de asociații care să condamne derapajele antidemocratice ale guvernării și care să ajute la edificarea statului de drept, cu o democrație veritabilă, cu supremația legii și cu adevărată libertate de asociere și de exprimare, cu o economie funcțională într-o concurență loială. Avem nevoie de o concurență reală și corectă în cadrul vieții politice. Nu trebuie să mai avem primari care să fie șantajați cu deschiderea de dosare politice. Este inadmisibil să avem oameni politici intimidați că vor fi puși la închisoare dacă nu trec la partidul de la guvernare sau dacă îndrăznesc să candideze împotriva puterii, așa cum se întâmplă în această campanie prezidențială cu startul furat de către actuala președinte. Nu trebuie să avem o comisie centrală electorală care să aranjeze cărțile pentru un anume partid, ca acela să câștige necondiționat partida. Avem nevoie de libertate. Artiștii nu trebuie să mai fie speriați. Artiștii nu trebuie să primească telefoane de la președinție pentru interzicerea unui sau altui spectacol. Cenzura trebuie oprită. Artiștii trebuie lăsați în pace, lăsați să se exprime după cum vor. Nu trebuie folosiți ca piulițe la mașina de propagandă a puterii. În Europa, în Statele Unite ale Americii, nu se întâmplă așa. Avem nevoie de politici serioase pentru susținerea mediului privat, pentru susținerea agricultorilor. Nu poți să trăiești singur, sigur pe picioarele tale, tu, stat moldovean, dacă nu ai un mediu de business autohton puternic, cu oameni de afaceri sprijiniți să facă performanța acasă, să creeze mai multe locuri de muncă bine plătite, dar să achite impozite și taxe rezonabile și să nu fie obligați prin intermediarii puterii la plata de costuri electorale a unui partid care și-a bătut joc de business, de oamenii de afaceri, cerându-le mită în schimbul unor permisiuni birocratice inventate. Vezi cazul Spânu. Dragi moldoveni, suntem încă un stat nereformat în care stigmatele URSS domină mentalitățile guvernanților. Actuala președintă și guvernarea sa au aceeași atitudine trasă la indigo pentru a ține sub o dictatură de catifea Moldova și moldovenii. Ei se conduc de un singur principiu, cel bolșevic-leninist. Cine nu e cu noi, e împotriva noastră. Avem doar aparențele unei democrații, dar suntem sufocați de controlul puterii de sus până jos, de la creștet până la talpă. Presa este aservită,
ONG-urile sunt aservite, instituțiile controlează alegerile în interesul unui partid și a unei persoane. A unei persoane străine de noțiunea de stat de drept, de separarea puterilor în stat, de ideea supremației legii, de ideea de unitate și bunăstare a unui popor. Dezbinarea societății este marea reușită a actualei guvernări care pretinde că este pro-europeană. În loc să reformeze instituțiile și să le ofere independența prevăzută de Constituție, libertatea de a investiga corupția mare și mică și de a acționa în interesul legii, procurorii sunt în continuare folosiți ca instrumente politice, iar justiția continuă să degradeze de la o zi la alta. Așadar, le cer reprezentanților puterii, PAS-ului, premierului Recean, președintelui Parlamentului Grosu și celei care îi patronează și îi conduce, doamnei Maia Sandu. Opriți cenzura, lăsați televiziunea publică să-și facă treaba. Sunt jurnaliști corecți acolo care sunt hărțuiți dacă nu respectă linia de partid și de stat dictată de partidul puterii și de președinție. Nu-i mai șantajați pe jurnaliștii din presa privată cu stoparea fondurilor oferite de partenerii externi. Nu mai folosiți ONG-urile moldovenești abonate la banii Uniunii Europene în interes propriu, pentru propagandă și dezinformare. Nu mai folosiți Comisia Electorală în interes propriu. Nu mai intimidați primarii. Nu-i mai racolați, nu mai schimbați voința oamenilor exprimată la alegeri prin șantaj și amenințări. Aduceți-vă experți în sistemul guvernamental care să lucreze la politici publice coerente și care să stimuleze mediul privat. Ați adus incompetenți cu carnete de partid care propun măsuri absurde, precum introducerea TVA-ului la arenda terenului agricol. Nu mai folosiți procurorii după cum vă este cheful. Stimată doamnă președinte, acum câțiva ani ați spus că vrem să construim un stat democratic. Azi, folosindu-vă în mod machiavelic de războiul din Ucraina și de victimele de acolo, ați transformat totul într-o minciună. Niciodată în istoria noastră imediată, minciuna, stând cu președintele la masă, nu s-a simțit atât de bine ca azi. Ați introdus în țară o dictatură de catifea. Ați păstrat doar aparențele unei democrații pentru a ascunde realitățile și sărăcia crasă față de partenerii străini. Sunteți continuatoarea unor practici care țin de umbrele URSS-ului. Vă îndemn, aveți curajul să veniți la dezbateri cu opoziția pro-europeană. Haideți să stăm față în față și să vedem de unde am plecat de când v-am coborât din guvernele oligarhice în stradă alături de mine, atunci când am spus că ne opunem dictaturii lui Plahotniuc, și să vedem azi unde am ajuns. Aveți curajul să veniți la dezbatere publică și să facem un bilanț? Să aflăm, se trăiește mai bine? Este justiția mai corectă? Avem presă independentă cu adevărat puternică și nu presă dependentă de banii din exterior? Avem o piață concurențială puternică? Se întorc moldovenii acasă așa cum ați promis că se va întâmpla dacă oamenii vă vor vota? Sau poate au mai plecat încă peste 200.000 în ultimii 3 ani, conform Biroul Național de Statistică, dar nici nu cunoașteți și nici nu vă interesează. Dragi moldoveni, nu mi-a fost și nu mi-e frică să spun adevărul și vă îndemn să faceți la fel. Acum partenerii noștri din vest închid de multe ori ochii când văd realitățile, pentru că se desfășoară războiul nemilos din Ucraina. Dar și acest război va trece, iar noi vom rămâne tot săraci, tot la poarta Europei, dacă PAS va continua să facă lucrurile în același mod. Prost! Vor dansa un nou tango cu PSRM sau cu alții ca aceștia, ne vor păcăli doar cu chestiuni politice și cântece de leagăn ca să ne adoarmă vigilența și nu vom avea nici mai multă democrație, nici mai multă bunăstare, nici mai multă libertate. Poate doar taxiuri zburătoare și alea vopsite în culoare galben iluzorie. Vă mulțumesc!
stimați cetățeni, dragi prieteni, care am început rezistența noastră cu atâția ani în urmă, ascultându-l pe Andrei Năstase, mi-am spus, probabil, atât eu cât și dumneavoastră, că noi nu pentru asta am luptat toți anii aceștia. Nu am luptat pentru instaurarea intereselor de grup care să ne transforme statul nostru într-o feudă sau într-o moșie a cuiva. Acest regim presupune doar păstrarea aparențelor de respectare a regulilor democratice, dar în spate avem, de fapt, măsuri dure, măsuri active, care contravin statului de drept și democrației la modul general. Este o constrângere care se face de către actuala putere aproape în toate domeniile. Așa cum a explicat și Andrei Năstase, avem o restrângere a libertății presei, care se realizează cu ajutorul fondurilor de peste hotare și fondurilor achitate de cetățeni. Tăiem accesul la fondurile din exterior pentru ziariști din presa liberă, iar celor din instituțiile media oficiale le dăm indicații. Așa se întâmplă și în domeniul ONG-urilor, care funcționează doar ca mijloace de propagandă ale PAS-ului și asta pe banii europenilor și a partenerilor de dezvoltare. Totodată, vreau să mă refer la domeniul administrației locale. Asistăm de foarte multe ori la schimbări peste noapte a culorii politice a primarilor. Aceștia sunt fie șantajați, fie momiți cu bani pentru localitățile lor ca să treacă la partidul de guvernare, la PAS. Deși actualii guvernanți clamau sus și tare împreună cu noi că trebuie descurajat traseismul politic, au votat în Parlament o declarație prin care condamnau traseismul, iar acum ei îl accelerează, îl încurajează și îl forțează chiar. În mintea lor ar trebui să existe doar primar PAS, doar deputați PAS, doar guvern PAS și de ce nu poate Maia Sandu președinte pe viață? Nu interesează să dezvolte cu adevărat localitățile noastre din Republica Moldova. Îi interesează să facă doar poli de putere cu care să-și mențină guvernarea. Nu vor cu adevărat o autonomie financiară a localităților noastre. Ei vor să țină primarii cu mâna întinsă la guvern pentru a le restrânge libertatea de acțiune. Nu sunt de acord cu proiectul pe care noi l-am propus în Parlamentul precedent, ca din fondurile colectate din impozitele persoanelor juridice, o parte să rămână la bugetul local. Este dovada faptului că nu vor să dea libertatea administrativă aleșilor noștri locali, pentru că altfel nu i-ar mai putea ține legați de guvern sau legați de partidul de guvernare. Am ajuns într-o perioadă în care trăim cu aparența unei libertăți, dar în esență mecanismele de constrângere sunt mult mai sofisticate. Este momentul să renunțăm la acest tip de gândire de domeniul vremurilor în care URSS controla viața oamenilor și să ne îndreptăm cu adevărat spre un stat de drept. Noi trebuie să atingem standardele Uniunii Europene. Momentan, guvernarea îi păcălește pe partenerii noștri de acolo. Îi păcălește când îi raportează că avem mai multă presă liberă. Îi păcălește când se vorbește de societate civilă, de autonomie administrativă. Îi păcălesc și ei închid ochii pentru că altele sunt prioritățile la acest moment. Eu îi îndemn și pe ei, și pe cetățenii noștri. Deschideți ochii! Trebuie însă să schimbăm lucrurile noi, aici, acasă, pentru că la un moment dat, partenerii țării noastre nu se vor mai lăsa păcăliți de nimeni. Vă mulțumesc, dragi prieteni! Stimați cetățeni, dragi prieteni, marele om politic, fostul președinte al SUA, Abraham Lincoln, spunea: poți să păcălești câțiva oameni tot timpul,
toți oamenii o perioadă, dar nu poți să păcălești toți oamenii tot timpul. Tocmai de aia suntem azi aici, în fața președinției. Guvernarea PAS încearcă să ne păcălească pe toți tot timpul, de la venirea la guvernare, înțelegând prea bine de ceea ce face, dar o fac conștient, neavând alte soluții, fiind incapabili de a schimba ceva. Observăm că de la zi la zi suntem tot mai puțini cetățeni aici, în patria noastră. Suntem tot mai puțini cei activi, care avem forță de a munci. Satele sunt goale, iar oamenii pleacă pentru o viață mai bună. Da, au venit vremurile bune, dar nu pentru construcția unei Moldove moderne, ci pentru cei care vor să plece din țară. În aceste vremuri bune, avem un record de plecări din țară, așa cum a spus și domnul președinte puțin mai sus, Andrei Năstase. Școlile încep să fie din ce în ce mai goale, iar instituțiile de învățământ se chinuie să supraviețuiască. Îi întreb pe guvernanții de azi, cu cine vreți să duceți Moldova în Uniunea Europeană? Câți o să fim peste aproximativ 7-10 ani? Cu dictatura voastră i-ați pus în funcție pe cei care au carnet de partid și i-ați exclus profesioniștii, oamenii experimentați cu știință de carte. Ați ajuns în momentul în care ați restrâns libertatea tinerilor. Aceștia nu mai pot rămâne acasă pentru că sunt obligați să plece, pentru că nu mai au libertate de alegere. Libertatea de alegere aici, în Republica Moldova, este un lux. Avem doar obligațiunile impuse de oamenii cu carnet de partid. E timpul să terminăm cu aceste practici discriminatorii, iar noi, cetățenii Republicii Moldova, trebuie să ne trezim pentru a cere de la guvernarea să-și îndeplinească promisiunile electorale. Mulțumesc! Vă mulțumim frumos! Mulțumesc presei pentru prezența la această conferință de presă. Vă îndemn să ne urmăriți pe rețelele de socializare care încă n-au fost închise cu totul în Republica Moldova. E adevărat, cenzurate și unele dintre ele, dar vă îndemn să nu lăsați mâinile jos, moldoveni. Așa era și în 14-15. Amintiți-vă de 2012-13. Furau ca în codru și ne spuneau că trăim bine. Fix asta fac și ăștia de azi. Și tot, ne tot spun că sunt pro-europeni, ne tot spun că o să ne aducă vremuri și mai bune decât cele pe care le-au adus. Oamenii ăștia care au venit astăzi aici, înainte de a începe conferința de presă, ne-au spus că avem nevoie de un pic de normalitate. Iar cei de la guvernare ar fi bine să nu facă mai bine nimic decât să strice lucrurile făcute poate de zeci de ani în urmă. Vă salut și vă aștept și la alte conferințe de presă alături de noi. Vă mulțumim! Dar să nu uităm, avem de dat o carte pentru doamna guvernare, pentru doamna președinte, așa că eu zic să mergem să dăm împreună acolo, nu? Da. Mergem pe acolo, intrare. Mergem. Dacă spuneți, ne... urmați-ne și pe noi, care-i pe noi. Mulțumim frumos, doamna Andrei, pe noi. Ei, mulțumesc. Mulțumim frumos. Dacă... Mergem până urmă. Da, mergem acolo. Inga, luați-vă, vă rog, asta. Da, mergem să lăsăm câte o cărțulie acolo. Mergem, mergem pe ei. Da, profesor. Hai să mergem. Poate fi de democrație. Te-am mai fost aici. Nu, dar mergem la intrare, că acolo să le transmitem, doamnei președinte.
Am vorbit despre adevărată democrație,
Foarte bine, noi tot avem vorbă. Suntem cetățenii. Așa, ce este pe altul care mi-a sunut, pare, pe dumneavoastră? Nu e problemă. Nu, toți suntem ocupați, dar eu... Suneți-mi mai Sandu, oricum nu faci nimic. Suneți-mi primul faci. Apă nu, dar eu și stau tot în zonă aici. Nu se vină, nu? Nu e nimic. Altă dată noi suntem o leacă mai mult, pentru că ce se întâmplă în țara noastră este catastrofal. Noi am scăpat de dracu și au venit... Da. De asta se transmite această cărțulie. Din punctul meu de vedere, una importantă, eu am văzut-o, știu cum ar trebui să acționez un președinte. Se pare că dânsa nu a văzut-o, 4 ani de zile nu a văzut-o și nici altele nu le-au văzut. Îmi pare enorm de rău că, după o muncă uriașă, făcută cu oamenii ăștia împreună, în fruntea țării a venit un om care pur și simplu ne intoxică aproape zilnic cu minciuni și cu taxiuri zburătoare, vehiculare, galbene. Asta e mesajul. Mesajul meu este să se apuce de treabă, că au mai rămas la câteva luni și să recupereze mai multe inițiative legislative, mai multe inițiative legislative benefice oamenilor. Mai puțină dezbinare în societate, respect față de toate segmentele sociale, față de mediul privat, față de agricultori, față de medici, față de profesori, față de polițiști, față de cei care riscă într-o bună zi să fie primiși să ne apere țara cu arma în mână, față de toată lumea. Respect față de oameni. Asta e cel acestei doamne care, din păcate, s-o desprins cu picioarele la pământ și uită pe umerii acestor oameni a ajuns în fruntea statului. Să asmiteți-i cartea și mesajul meu să nu schinui să mă vadă la televizor, să-l citească. Noi să ne facem aici o poză frumos. Ian, domnule, hai să ne facem o poză. Poate mai rugat să facă reforme în justiție de adevărat. Reforme autentice. Să mimeze reforme, dar cu adevărat să facă reforme în justiție. Să începe să menționă. E născută de minciună de mine asta. Exact. Deci cui? Mulțumim. Mulțumim.